Prețul unui brand natural variază între 35 de lei și 200 de lei. Spre exemplu, un pom pentru Crăciun la 1,50 metri ajunge la 60 de lei, în timp ce unul de 2,50 metri costă 200 de lei. Toate aceste prețuri sunt negociabile. Cel mai scump? Cât mai scump? 2-3 milioane, dacă are 2 metri și 3 metri. Și clienții pretențioși, cam ce vor? Clienții vor de ăștia la 1 metru, sub metru. Să, nu... să fie bogat, cum să fie? Cum? Bogat ce și să nu fie scump. Deci avem de la 30 de lei până pe la 70. Cam ce este prețul. Negociabil. Negociabil. Care e mai mare? 60-70, restul 30-40 pentru toate portofelurile. De unde sunteți? De unde veniți? De la Alba. În piața centrală, gojenii caută bradul perfect, unul care să fie bogat, iar prețurile sunt negociabile. Pentru copii? Altă și cum vi se pare? Arată bine așa? Sunt frumoși? Nu prea. Nu prea. După o coroană peste tot. Meu, după placul meu nu prea sunt. Acum să mă uit, de-abia m-am uitat aici. Acum ați vrea să fie mai mare, mai mic? Cum se arată? Mai micuț. Mai micuț și mai bogat, da. Că artificial n-are rost, nici nu trebuie să o facem. Dacă să-ți miroase ceva de sărbători. Mirosul de brad e miros de brad în casă de Crăciun. Și prețurile cum vi se par? Eu zic că totuși sunt acceptabile. 700 de mii, vechi. 700 de mii. Bineînțeles. La cum arată, văd că e mare. L-ați ales frumos, frumos. Da. Să vină moșul Crăciun. Da, bineînțeles. Miroase a brad în casă. Miroase a brad. Vine la copii moș Crăciun? Trebuie să vină, că n-are încotro, trebuie să vină. Cum vi se par prețurile? Negociabile? Negociabile, negociem. Așa dacă mai pun și băieți, mai luăm. Aia. Să fie bine. Dacă vreți să evitați aglomerația din magazine sau piețe și aveți destui bani, puteți comanda un brad pe internet cu tot cu ornamente. Unul natural, deoarece mirosul de brad face totul în casă de sărbători.